oferite de Inspectoratul Școlar Județean Iași, proba de ieri de la limba și literatura română din cadrul evaluării naționale 2018 s-a desfășurat normal și fără incidente deosebite, urmând ca miercuri 13 iunie absolvenții de clasa 8-a să revină în sălile de curs pentru proba scrisă la matematică. Rezultatele urmează să fie afișate pe data de 19 iunie. Peste 6.000 de elevi din județul Iași au susținut ieri prima probă a evaluării naționale, prezența fiind foarte bună de 98,57%. Practic, doar 87 de elevi din totalul de 6.094 de elevi înscriși la evaluarea națională în județul Iași nu au ajuns în sălile de clasă la proba scrisă la limba română. Dintre cei 6.283 de absolvenți de clasa 8-a, 189 au ales să nu se înscrie la examen. Profesorii ieșeni opinează că în școlile foarte bune se va intra și anul acesta cu medii foarte mari. După evaluarea națională, elevii vor completa fișele de înscriere la liceu în perioada 29 iunie-3 iulie 2018, urmând ca pe 9 iulie să se desfășoare repartizarea computerizată. Între 10 și 13 iulie, candidații vor depune dosarele de înscriere la școlile la care au fost repartizați. Repartizarea candidaților se face într-o singură etapă. Candidații care au rămas nerepartizați urmând să fie repartizați de către comisiile de admitere județene.